Cultura și civilizația japoneză a fost prezentată printr-o vizită diplomatică la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Râmnic în data de 23 martie. Supranumită Țara Soarelui Răsare, Japonia păstrează legături cu România de mai bine de 100 de ani, de când primul ambasador a ajuns acolo. În această săptămână tot este Ziua Internațională a Poeziei. Am reînnoit invitația domnului profesor universitar dr. Corneliu Zeană, care, la rândul dumnealui, ne-a onorat cu niște invitați deosebiți, și anume excelența sa, domnul ambasador al României în Japonia, domnul Radu Șerban, și domnul Hagino, prim secretar la ambasada Japoniei din București. Sperăm noi că elevii noștri au pregătit la rândul lor niște surprize plăcute invitaților noștri. Cei prezenți au primit cu încântare invitația de a prezenta liceenilor cultura niponă. Bucurăm să fim la Râmnicu Vâlcea, datorită domnului profesor Zeană, și mai ales ne bucurăm să prezentăm Japonia cu un distins reprezentant de la ambasada Japoniei. Eu, după 4 ani jumate la Tokyo, am rămas îndrăgostit de această țară și mă bucur să împărtășesc elevilor, studenților, din ceea ce am înțeles eu despre cultura japoneză, despre artă, despre țară, despre relief, despre natură. Sunt extrem de bucuros, de onorat să vin alături de două personalități de mare distinție pe care o să le vedeți, o să le auziți. Și cred că este un eveniment important care plasează acest colegiu ca pe un punct nodal în relația României cu Japonia. Vine la foarte scurtă vreme după vizita președintelui Klaus Werner Iohannis în Japonia. Ambasadorul domnul Șerban m-a invitat să particip la acest eveniment. Am crezut bună ocazia să particip, pentru că Colegiul Național organizat așa ceva de seminar pentru studenții și este bună ocazia să împărtăm cultura japoneză. Liceenii au pregătit pentru acest eveniment, la care au participat personalități diplomatice, poeme scurte, specifice culturii japoneze, numite haiku, și picturi cu cireși în floare pe care le-au oferit cadou. Sperăm să vă placă. Da, chiar este...